Angajații gărzii de mediu au protestat în fața instituției față de indiferența autorităților la revendicările lor. Ei au fost pentru două ore în grevă de avertizment, nemulțumiți de nivelul actual de salarizare, cu mult sub cel practicat în cadrul ministerului din care fac parte. Astăzi ca și data trecută, ne-au scos în stradă uh, nemulțumirile privind nivelul de salarizare al comisarilor de la Garda Națională de Mediu, atât ca și discrepanță față de nivelul de salarizare în Ministerul Mediului, suntem aceeași instituție, mai mult sau mai puțin, cât și față de nivelul de salarizare a altor instituții cu atribuții de inspecție și control în alte domenii, ca de exemplu Garda Forestieră sau alte instituții similare, care au salarii până la dublu față de salariul nostru. Potrivit angajaților de la Garda de Mediu, veniturile lor se ridică la două treimi din cel al colegilor care lucrează în cadrul Ministerului Mediului pe funcții similare și mult mai mic decât al altor reprezentanța instituțiilor de control. Dacă guvernanții vor continua să ignore, angajații gărții de Mediu Olt sunt deciși ca începând de luna viitoare să nu mai efectueze controle. Urmează ca în data de 2 mai să declanșăm greva generală, în situația în care între Ministrul Mediului și Sindicatul Gărzii Naționale de Mediu nu apare o conciliere care să ducă la mărirea salariilor noastre. Salariații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului OLT, instituție din cadrul aceluiași minister, nu li s-au alăturat.